Alegerile interne ale PDL Dâmbovița s-au dovedit a fi o simplă formalitate. Spunem asta deoarece delegații nu au fost puși în dificultate, respectiv să aibă dubii pe cine să voteze. Cu două, trei excepții, pentru fiecare funcție de conducere a existat un singur candidat. Altfel spus, cine s-a înscris în cursa și câștigat, neavând contracandidat. După cum era de așteptat, șefii organizației județene a fost încredințată, de această dată prin vot, deputatului Iulian Vladu. Prin vicepreședința ai pedele Dâmbovița au fost aleși senatorul Ovidiu Iseilă, Jean Popescu și Marin Antonescu. De remarcat la capitolul prin vicepreședinți că inițial era vorba doar de două astfel de funcții. După retragerile lui Ciprian Prisăcaru și Adrian Stan, care au preferat vicepreședinția, cele două locuri de prim vicepreședinte au crescut la trei, astfel încât niciunul dintre cei rămași în cursă nu a avut de pierdut.